practic se împlinesc aproape 200 de ani de când românii, denumiți și vlach din regiunea Timocului, nu mai au dreptul la limba română, școală în limba română și, și biserică în limba română. Mai exact, când s-a întâmplat evenimentul, când a fost ocupat militar Timocul de către Serbia? Partea din zona Timocului. Da. N-a fost ocupată din parte din armată Serbia, a fost din turci. A ținut-o turci, după aia a venit serbi. Serbii? Da. Când au venit serbi? 1833. Exact. Atunci și-a venit și Miloș Obrenović. Obrenović. Obrenović, care pe principe, tot român. Principe era. Knez. 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 Și el când a ajuns pe Valea Timocului, pe toți cărțile pe limba română i-a dus și a făcut foc cu ei. Le-a dat foc. I-a dat foc. Pe toți părinții pe limba română care a făcut slujbă, i-a omorât. I-a omorât pe preoți. Da, da. Pe toți cmeturii din sat, care e cnezul de sat. Da. Primar din sat i-a omorât. I-a omorât. I-a scris pe toți în biserică, a dus pope sârbă, învățători sârbi, pe toți care au fost numele de familie pe limba română, a scris pe limba sârbă. De exemplu, Ionescu. Ionović. Alu Prvulović. Prvulović. Da. Alu Fidžă. Fidžović. Și Alexandru. Alexandrović. Brandușanović. Am înțeles. Sau Crăciunović. Crăciunović. Da. Dar iată și familie unde am trăslat pe limba sârbă, că Crăciun e Božić, pe limba sârbă și a spus po Božić. Aha. Da. Unde a scris? Dar pe Crăciun, a scris Crăciunović. Tot s-a trăslat pe limba sârbă, pe cirilică și a terminat. Deci, de la 1833 încoace, nu ați mai avut școală în limba română, nu ați mai avut biserică în limba română. Nu. Și numele au fost obligatoriu slavizate, da. Iar preoții aveau o listă cu nume pe care puteai să botezi copiii. Da. Deci numai trebuia obligatoriu să alegi numele de botez pentru copil, numai în limba sârbă. Nu, tot în limba sârbă. Am înțeles. Tot. Tot. Și s-a schimbat ceva după 1918, după 1945, după al doilea... Nu, nimic, nimic. Și sunteți acolo... Peste 300 de mii din sud de Dunăre. La sud. Nu vorbim de românii din Banatul Sârbesc, nu, iau toți picturile acolo. Fără Voivodina. Fără, da? Voivodina. Sunt ce mulți, toți a tăcut până acum. Pentru că nu au avut voie. N-a avut voie, n-a avut timp, s-a ocupat cu tema asta, lume care e mult bătrână, n-are voință, n-are puternică, așa ceva, să iasă cu problemele. Și eu când am făcut candidatură să fiu președinte mișcării, eu am spus, eu trebuie să fiu președinte, că eu sunt tineri. Eu foarte am voie tânără, să merg și frumoasă și deșteaptă. Mulțumesc! Și eu vreau să merg și la Belgrad, și la București, și la Strasburg, și la Bruxelles, în toate părțile. Foarte bine! Și să spunem așa. Am întâlnit în decembrie cu președintele de Consiliul Românilor din Serbia, care e un organ care l-a făcut guvernul sârbesc. Aha. Să se ocupă cu drepturile minorităților românilor. Uh-huh. Și s-a ocupat cu românii din Voivodina. Aha. Și eu am spus, domnul președinte, vreau birou de Consiliul Național Românilor în Zaječar. Și el ne-a deschis birou, președinte care e acum, o femeie lucră acolo 4 ore pe zi, acolo am deschis o mică bibliotecă cu cărți de limba română care am primit donație din o fundație din Craiova. Am pregătit școala de vară, de 7 august înceapă școala de vară, două grupuri, câte 20 de persoane, 20 de copii, 20 bătrâni. Dumneavoastră sunteți de lângă Zaječar. Da. Sunt căsătorită și în Zaječar. Și căsătorită în Zaječar. Cistețel. Da. Da. Știți care este originea, da, cuvântului Zaječar? Nu. 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 Cuvântul Zaječar vine din limba strămoșilor noștri daci. Zaječar vine de la zeii, Dumnezeii cer. Da. Zeii cer. Zaječar. Noi, în zonă, nu spunem Zaječar, spunem Zeișeri. Bun. Asta s-a transformat cu timpul, dar forma originală este de Zaječar, adică zeii cer. Da. Sârbii nu spune. Și vine din limba dac. Da, nu se spune aia. Nu se spune. Nu se spune. Așa. Noi, e un oraș cam de 50 de mii, da, de locuitori, majoritatea sunt români.
În oraș nu. Nu, dar în jur? Jumătate de satele din oraș sunt românesc, jumătate srbesc. Și un bulgăresc. Și unul bulgăresc. Și unul bulgăresc. Da. Izvor mare, lângă graniță cu Bulgaria. Da. Păi timocul srbesc, de fapt, se află în graniță cu timocul srbesc e albu timoc, timoc negru e românesc. România lângă timoc negru, sârbi lângă timoc alb. Și timocul bulgăresc este. Și bulgăresc. Vidin, da, Vidin. Unde de asemenea trăiesc mulți români. Da. Bun. Dumneavoastră, cu ce ocazie ați venit azi la Muzeul Țăranului Român? Să fac donații de costume. Ați făcut o donație de costume populare. Din casă mea, din satul meu, Lubniță, de pe Valea Timocului. Lubnița. Lubnița. Sat pur românesc, 5 km departe de la Zaječar, familia de mama mea. Câte costume ați făcut donații azi către Muzeul Țăranului Român? Două costume de femeie, unul de bărbat, 29 de piese de costume. Da. În ce an a fost costumul de bărbat făcut? 1888. Deci din anul 1888. Da, s-a îmbrăcat domnul profesor. Da. Și cele două? Zăbun. Zăbun, da. Și brâu. Și brâu. Da. Și cămașă de bărbat. Da. Și pantaloni și opinși de porc. Opinși de porc. Opinși de porc. Și triastă și mureș. Traistă și? Triastă, pe zonă, Mureș. Mureș. Cârpaia și legată. Da, da, da. De nuși. Da. Și costumele de femeie? Da, un care e mai vechiu, cămașă lungă, opriezi, opriezi dinainte, opriezi de îndărât. Da. Brâu de femeie, să spune în zonă și ștori. Da. Ilec. Cârpă, ilic. Ilec, în zonă. Ilec, da. Triastă. Da. Și cârpă galbină. Da. Că galben e un simbol de români de pe Valea Timocului. Aur și galben. Toate române în zonă poartă aur și are ceva galben pe el. Ceva gal. Da. Costum care e mai nou e cămașă scurtă, polile, opinși, ilec, crățan, cristel. Și în ce an a fost făcut acest costum? Ăsta mare, care e mai vechi, 1900. 1900. Asta mai nou, înainte de război de mondial de două. 1929. Un an două, înainte. Înainte de al doilea război mondial. Da. Bine. Doamna Natasha, vă mulțumim foarte mult pentru interviu. Vă dorim mult succes. Mulțumesc. În nobila misiune de a îndruma comunitatea românească, care așa cum am văzut numără peste 300.000 de români doar în regiunea Timocului, să se reapropie de școala în limba română, care pentru prima oară în aprilie acest an a început. 5 aprilie. Da, și să se reapropie de biserica în limba română. După cum știm, domnul protopop Boian Alexandrovici. Da. Un preot mare, mare de lumea noastră, mare nume de lumea noastră, tot în zonă. Și ieri am fost la Ion Armașii, care e secretar general al Patriarhiei Românilor, aici în București, și am avut vorbă despre aia, că vreau să donez pământul meu propriu, să se face biserică în satul Lubniță. În zonă nu e nici o biserică românescă. Tu vrei să donezi pământul? Da, eu am pământ și casă în satul. Mi-a făcut cadouri bunicul meu. Ne vreau să fac cadou la Biserica Ortodoxă Română. Am înțeles. Mult succes în nobila misiune. Să rămânem. Să ne vedem în bine. Mulțumesc.